Repertoriul său cuprinde numeroase piese ale diferitor popoare și culturi. Oricine ascultă măcar o dată interpretarea lui Enver Ismailov se poate lăuda că a făcut o descoperire. Muzica interpretată la chitară. Marele artist a susținut un concert la Chișinău. În premieră în Republica Moldova se va desfășura un jazz festival cu o durată de 8 luni. În ultima lună din fiecare lună va avea loc un concert de jazz, de fiecare dată cu invitați speciali din străinătate. Vom primi pe cei artiști care sunt interesați nam, care, sper, vor interesa всем. Primul invitat din festival a fost Enver Ismailov, unul din cei mai buni jazzmen din toate timpurile. Invitat la Muzele Dimineții cu Ursu și Mihai, Enver Ismailov nu s-a arătat foarte vorbăreț. În schimb, a ținut să ne facă dimineața mai frumoasă cu câteva bancuri. Și asta din anecdot răscăju. Da, e un bun început. Da. Voi se поймете. Приходит гитарист домой поздно вечером, возвращается, уставший такой. Ну, сосед на балконе так папиросу курит. О, маэстро, как дела? Говорит, как концерт прошел? Говорит, о, великолепно, говорит. Зрители были очень довольны. Они кричали: «Довольно, довольно». Так что вот этого я не жду. Точно. Cât despre colaborările cu moldovenii, rămâne de văzut. Răspunsul nu este nici da, nici nu. Мы предполагаем, а Бог располагает. Это как получится. Потому что на самом деле, конечно, я бы с удовольствием посотрудничал бы. Se pare că Enver Ismailov nu are fani doar în rândurile amatorilor de jazz. Acesta este idolul unor interpreți de la noi. Am avut mare plăcere să mai cânt cu el în scenă. El te, aș spune, te hipnotizează din primele acorduri. Are o energie extraordinară, tot e bazat pe un folk, anume parmesă de tatar. Cât despre bani și finanțarea festivalului, Sergei Orlov nu spune foarte multe. Însă speranța moare ultima, cine știe, poate se găsește cineva totuși dornic să sponsorizeze ideea organizatorilor. Мы начинаем этот проект пока на энтузиазме, у нас нет пока спонсоров. Мы, слава богу, имеем партнеров прекрасных в лице филармонии. Вот. И пока трудимся так.